Da, subiectul Schengen nu va fi pe agenda oficială a acestui Consiliu Extraordinar. Migrația va fi, iar președintele Klaus Iohannis a marcat într-un fel o idee de strategie pe care România ar putea avea aici. A ținut să sublinieze faptul că migrația nu are de-a face cu subiectul Schengen. La fel cum am de zile, România a spus că mecanismul de cooperare și verificare nu are de-a face cu admiterea României în spațiul Schengen. Este o strategie de a arăta că ne calificăm deja, că nu mai avem nimic de făcut pentru a demonstra că suntem în măsură să fim parte a spațiului Schengen. E o strategie mai subtilă decât cea, știu eu, a scandalului, a boicotului și rămâne de văzut în ce măsură va fi ea și eficientă. Pentru că președintele Klaus Iohannis a anunțat că în privința problemei migrației, România dorește să fie parte a soluției, chiar dacă nu este problema, chiar dacă nu pe la noi este acel flux migratoriu necontrolat din Balcanii de vest, și a anunțat un proiect pilot care ar putea deveni și un exemplu de bune practici în ceea ce privește procesarea migraților și retrimiterea lor înapoi. Dacă ați observat în ultimele săptămâni, de la începutul acestui an, au fost foarte multe știri cu astfel de migranți care au fost interceptați la granița noastră cu Ungaria și trimiși înapoi. Probabil că la acest aspect se referă președintele Klaus Iohannis, care, repet, nu a dat foarte multe amănunte. Așteptăm să vedem dacă mai iese cu declarații astăzi sau mâine de dimineață și vă ținem la curent. În opinia unor state membre există legături între acestea. Am luat act de această chestiune și din acest motiv vrem să găsim soluțiile cele mai bune. România niciodată nu este parte din problemă, dar noi încercăm întotdeauna să fim parte și să contribuim la soluție. Vreau să spun încă o dată și să fiu foarte clar. România nu este sursă de migrație și România nu este țară de tranzit. Noi știm să ne protejăm granițele. Vom continua discuțiile politice pe toate palierele, pe absolut toate palierele, și sunt optimist că vom găsi soluții pentru această problemă Schengen. Dar n-aș vrea să ne legăm de o anumită dată.